Salut, prieteni, bună dimineața. Pentru mine este o dimineață plăcută. De ce? Sunt la tribunalul Buzău. De ce tocmai la Buzău? Pentru că aici Ciolacu a chemat Secretariatul de Stat pentru problemele revoluționarilor, prin care cerea anularea celor două procese verbale prin care i se anula certificatul de revoluționar cu rol determinant, pentru că domnul Ciolacu, conform legii, nu îndeplinea cerințele pentru a primi certificatul cu rol determinant. Dar o surpriză plăcută. Uitându-mă în dosar, Ciolacu, în data de 05.01.2024, a depus o cerere în aceeași firmă de avocatură care a chemat în instanță SPR-ul ca să ceară calitatea cu rol determinant, și tupeul lui a fost a să ceară și câte 100 de lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere, până când îi eliberează certificatul de revoluționar cu rol determinant. Deci, Ciolacu, în data de 05.01.2024, a depus o cerere în instanță la tribunalul Buzău, prin care renunță la acest proces. Asta ce înseamnă? Ciolacu o să rămână revoluționar, remarcat prin fapte de osebite, o să aibă aceleași drepturi, dar nu va mai primi acea indemnizație care este de 2.299 de lei la ora actuală. Celelalte drepturi: gratis metrou, CFR-ul 3, călătorie, spații comerciale, terenul, ca să nu plătească anumite impozite, le va păstra, doar că nu va mai primi indemnizația reparatorie. Deci, Ciolacu a cedat pentru că i-a fost frică. Unul care n-a făcut nimic în Revoluție deosebit nu merită așa ceva. Succes la toată lumea! Tribunalul Buzău. Aici completul CF 9, numărul 5 la ordine.